provocare, provocare. Câte haine îmi pot cumpăra cu 150 de lei dintr-un magazin second hand din Japonia? Și nu doar câte haine îmi pot cumpăra, ci și ce fel de produse găsim într-un magazin second hand aici, cum sunt produsele aranjate și care este prețul lor. Bineînțeles că și în Japonia, la fel ca peste tot, avem magazine second hand cu prețuri ceva mai ridicate, mai piperate, sau magazine second hand cu prețuri mici și produse calitative. Pentru a da peste aceste magazine second hand cu prețuri cât mai mici, în principiu trebuie să ieși din orașul Tokyo. Pentru că în Tokyo chiriile sunt mai scumpe și implicit și produsele sunt la un preț mult mai mare. Să ne băgăm la scotocit, să vedem ce găsesc. Am zis că vreau rochițe și haine de vară, nu? Asta e o rochiță simpatică, plovere, multe plovere. Uite o vestă albă. Oare mi-ar sta bine cu această fustă? Aici avem ceva mai multe fuste, foarte multe fuste mini. Fuste mini, fuste mini. Sacoul ăsta îmi place. Alb. Destul de lung. Poți să-l port pe post de roche. Chiar poți să-l port pe post de roche și e subțire. Asta chiar pare stilul meu, nu-i așa? Nu am auzit de brandul ăsta până acum. Și cred că mi-e un pic mare, dar aș putea să arunc această rochiță peste un tricou. Să o iau așa pur și simplu cu niște adidași. V-am spus că dacă stai să cauți, dai și peste minunății. Uitați, avem aici un costum de la Givenchy. Sunt fata cu bonul, am păstrat bonul pentru că am vrut să mă credeți pe cuvânt că nu am ieșit din buget. Uitați, scrie mare acolo 3740 de ieni, ceea ce înseamnă 149 de lei în banii noștri. Da, 149 de lei pe toate aceste haine colorate, haine de vară. Recunosc că am avut ceva probleme pentru că inițial aveam mult prea multe haine în coșul meu și din acea selecție a trebuit să fac o altă selecție și să păstrez doar hainele care îmi plac cel mai mult. Recunosc că a fost incredibil de greu și sunt câteva produse pe care regret că le-am lăsat în urmă și parcă îmi vine să mă întorc la acel second hand și să cumpăr toate hainele pe care le-am lăsat acolo, dar s-ar putea să nu le mai găsesc pentru că erau chiar drăgălașe și chiar calitative și la un preț mic. Hai să începem cu începutul, să nu mai lungim. Avem aici o fustă care mi-a dat mari bătăi de cap pentru că am avut de ales între această fustă albă cu buline în culori primare sau o fustă exact la fel, blom marin cu buline, nuanțe de roz. M-am învârtit pe lângă ele, le-am pus pe lângă mine, m-am gândit, m-am răzgândit, le-am studiat și până la urmă am zis să iau fusta albă pentru că eu port foarte mult alb în ultima perioadă și mi s-a părut mult mai potrivită pentru vară. Din câte vedeți, este o fustă mini, 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 chiar foarte mini. Eu de fel nu prea port fuste atât de scurte, dar am zis că vreau să încep să ies din zona mea de confort și să port fuste scurte, rochii scurte mult mai des. Această fustă a fost 40 de lei, dar avea eticheta originală pe ea, ceea ce m-a făcut să mă gândesc că nu a fost purtată niciodată și era o roche nou-nouță care a ajuns din greșeală în acel magazin second hand. La fel și rochea pe Blomarin, la fel, era cu etichetă nou-nouță, prețul din magazin 500 de lei. Când am văzut, mi-a picat fața și am zis ok, hai că merită 40 de lei. Această fustă, cred că este cel mai scump produs pe care l-am luat din acel magazin, dar nu regret nimic. Chiar îmi place foarte mult, îmi place și cum se așează și îmi place că este vaporoasă și versatilă. De ce nu versatilă? E un pic mai îndrăsneață, recunosc. Chiar și pentru mine e un pic cam îndrăsneață și eu de fel port foarte multe culori și îmi place să mă joc cu toate aceste culori și nuanțe de culori. Ba chiar ia uitați ce am aici, am cercul lui Ethan, pe care l-am pregătit pentru școală și mă ajută foarte mult atunci când vreau să accesorizez hainele colorate. De exemplu, avem albastru care se potrivește de minune cu mov și roz sau avem roșu care se potrivește cu verde. Ei bine, poate o să vorbim despre asta într-un alt videoclip sau dacă vreți să știți mai multe despre combinarea culorilor, puteți să mergeți pe canalul prietenei mele pentru că ea a făcut un videoclip dedicat cercului lui Ethan și a detaliat destul de mult pe acolo.
persuade. Let me drive you crazy, my cuddle baby. Wanna stay. Ok, mergem mai departe. O altă fustă îmbulinată. Dar tind să cred că această fustă este mult mai pe stilul meu decât cea de mai devreme, pentru că avem de-a face cu niște buline mici, plus că aceste pliuri fac această fustă să fie foarte feminină și se așează foarte frumos. Din nou o fustă mini, pentru că da, chiar o să ies din zona mea de confort și chiar o să încep să port fuste scurte mai des și rochii scurte și pantaloni scurți. Uite, de pantaloni scurți chiar am fugit toată viața, dar mi-am propus ca în această vară să port pantaloni scurți. Am zis-o, o subliniez și să-mi săriți în cap dacă nu o să mă țin de cuvânt. Da, această fustă este foarte versatilă și este mult mai ușor de accesorizat, pentru că avem de face cu o culoare pală, cu o terțiară și din punctul meu de vedere, terțiarele sunt cele mai ușor de accesorizat și de purtat, ba chiar și cele mai mari case de modă realizează noile colecții în culori terțiare, nu în culori primare, nu în culori secundare. Vezi mult mai des pe podiumurile de modă culori terțiare decât culori primare sau secundare. Și să revenim la această fustă, care este o fustă fluidă, o fustă cu volum și cu toate astea nu îți adaugă nimic în plus pe shoulder. Știți că eu am marea mea problemă cu shoulderurile. De fiecare dată când cumpăr un produs, încerc să cumpăr ceva care mă avantajează și încerc să cumpăr ceva care nu mi adaugă volum pe shoulder, ci mi ascunde acea zonă, pentru că din punctul meu de vedere, acea zonă pentru mine este o zonă problematică. Wanna stay? Let's get stupid lazy. My kind of baby. Don't stop, this is my favorite part. Hold me like it's out of style. Imagination is running wild. Eternity. O rochie de la brandul Mercury Duo, un brand foarte cunoscut și popular japonez, o rochie care e nou-nouță, adică nu pare să fi fost purtată și din nou o rochie scurtă. Și cât credeți că am dat pe ea? 4 lei. Da, nici mie nu mi-a venit să cred că am luat această rochie cu doar 4 lei. 4 lei și de obicei rochile de la Mercury Duo sunt destul de scumpe, lei cu 400 de lei, cu 500 de lei, cu 300 de lei, depinde de cum le prinzi, de model și așa mai departe. Dar am fost foarte fericită când am văzut acolo. Îmi este puțin mare, recunosc, mi-ar fi plăcut să vină mult mai pe talie aici în partea de sus, dar nu este ceva ce nu pot rezolva. Cu siguranță o pot închide din pense și o pot face să vină ceva mult mai pe corp, să mă sufoce în partea de sus, dacă se poate, ar fi ideal. Este o rochie care mă duce cu gândul la liceu, pentru că în liceu purtam foarte des tipul acesta de rochii, foarte, foarte pe corp în partea de sus și fluide în partea de jos. Chiar este o rochie care mă duce cu gândul acolo. Eu când am văzut-o în magazin, am zis ok, asta este o rochie pe care o voi purta la mare, pentru că sper ca înainte să ajungem în România, să ajungem și noi la mare aici în Japonia. Vedem 3 zile, 4 zile, cel mai probabil 3 zile sau poate chiar 2 zile, dar nici nu contează cât timp suntem la mare. O să stau de dimineață până seara pe plajă, o să facem castele din nisip și o să mă bucur de marea turcoaz, pentru că mi-e dor de mare de nu mai pot. Și anul ăsta am decis să nu mergem la mare în Grecia sau la mare în România. O să vizităm mai multe zone muntoase din România, dar atât și nimic mai mult. O să fugim de aglomerație și o să încercăm să ne protejăm cât mai mult, vă dați seama. Okay. Oh babe, snuggle baby. Oh babe, snuggle baby. Just wait. Let me drive you crazy. O altă fustă mini care m-a atras cu imprimeul acesta floral și combinația de culori, uitați. Este o fustă versatilă, cu toate că nu pare. Eu o văd purtată cu un crop top și niște sandale Gladiator și gata, ai un outfit foarte, foarte relaxat de vară. Ce mai îmi place mie la această fustă e că toate aceste flori par a fi pictate. Efectiv, zici că porți un tablou. Let's
Și că tot vorbeam de pantaloni scurți, hai să vedeți că am găsit o pereche de pantaloni scurți la acest second hand cu doar 4 lei, niște pantaloni scurți înflorați, cu talie înaltă. Și ce îmi place mie cel mai mult la acești pantaloni scurți e că avem niște buzunare puse destul de sus, iar asta îți dă impresia de ridicare a fundului. Chiar pare că ai un fund mult mai bombat și mult mai ridicat în momentul în care porți acești pantaloni. În rest, nu am ce să zic foarte multe despre ei. Sunt niște pantaloni simpli pe care îi poți purta cu o cămașă din in sau cu un tricou alb. Și rochia mea preferată dintre toate aceste produse pe care le-am cumpărat de la acest second hand este această rochie de la Jill Sander. Este un brand japonez iubit și popular, foarte popular, dar și destul de scump, pentru că în magazin aș fi cumpărat această rochie cu 500-600 de lei, iar eu am luat-o cu 4 lei. Da, nu mi-a venit să cred, mi-a picat fața, am zis nu se poate așa ceva. Jill Sander se numără printre brandurile mele preferate din Japonia, pentru că întotdeauna au haine foarte feminine, foarte fluide și totodată materialele sunt calitative. Bineînțeles că primul lucru care mi-a atras atenția la această rochie au fost volanele. În ultima perioadă am eu ce am cu volanele, am eu ce am cu umerii bufanți și îmi place că avem de-a face cu o rochie în A, o rochie în A care pe mine mă avantajează, o rochie mini în A, hai să adăugăm și mini pentru că da, este o rochie mini venind destul de mult deasupra genunchiului, o să trebuiască să mă reobișnuiesc să port rochii scurte, v-am promis că voi face asta și mă voi ține de promisiune, este provocarea verii anului 2020. Întotdeauna încerc să găsesc câte ceva care să mă facă să ies din zona mea de confort, pentru că din punctul meu de vedere, dacă stăm prea mult în zona noastră de confort, în bula noastră de confort, atunci ne obișnuim așa și în timp o să ne facă mai mult rău decât bine. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh. Keep losing sleep while driving in the backseat. Nu uitați la sfârșitul acestui videoclip să-mi spuneți care este produsul vostru preferat dintre toate aceste hăinuțe pe care le-am cumpărat de la acest second hand și de altfel vreau să aud ce părere aveți despre prețurile dintr-un magazin second hand din Japonia. Mai avem două rochii, nu, o fustă, hai să terminăm cu fustele, hai să iau fusta asta, o fustă blomarin, o fustă de școlăriță, eu așa i-am zis, pentru că fix genul ăsta de fuste purtam eu în liceu. Este o fustă plisată, este o fustă simplă, este o fustă de școlăriță, ce să mai, dacă vă uitați la anime-uri, chiar pare a fi o fustă a fetelor de acolo, a școlărițelor din Japonia și o suport foarte mult în toamnă. Eu nu prea port blomarin vara, este pur și simplu nebunia mea. Pentru mine, blomarinul este o culoare de toamnă și toamna îmi place să combin culoarea blomarin cu nuanțe de roz sau nuanțe de mov. Personal, mi se pare că se pupă foarte bine aceste nuanțe și sunt niște combinații de culori pe care eu le port cu drag. Fusta asta este de la un alt brand japonez foarte cunoscut și foarte popular. Majoritatea hainelor pe care le-am cumpărat seria asta sunt haine de la diferite branduri japoneze și asta este un lucru care îmi place foarte mult la second hand-urile de aici, pentru că întotdeauna găsesc multe haine de la branduri locale, lucru pe care nu l-am întâlnit în România, pentru că în principiu în România majoritatea magazinelor au haine importate din Franța, din Anglia, din Germania și așa mai departe, dar aici nu, aici se rulează foarte mult hainele brandurilor locale. Și bineînțeles că la un magazin second hand din Japonia găsesc și haine de la branduri din Europa sau haine de la branduri precum Zara, H&M sau haine de la case de modă foarte cunoscute, Christian Dior, Saint Laurent, Chanel și așa mai departe, dar cele mai multe haine pe care le găsești într-un magazin second hand din Japonia sunt haine de la branduri japoneze și eu cred că ăsta este un lucru de apreciat. What's left of me? Mai avem un pic
pic și am terminat. Oh, nu! Chiar simt că vreau să mă întorc la acel magazin și chiar simt că vreau să-mi cumpăr mai multe haine de acolo, pentru că aveau foarte multe rochițe și foarte multe fuste și foarte multe haine colorate pe care le vreau la mine în garderobă, dar din păcate nu vreau să cumpăr excesiv, pentru că nici asta nu este un lucru bun și pentru că nu o să am timp să le port pe toate, pentru că până la urmă vara are doar 3 luni. În momentul în care am văzut această rochie acolo pe umeraj, am zis ok, este o rochie perfectă pentru sandalele mele argintii. În principiu, eu combin foarte des griul cu argintiu. Îmi place cum dă, îmi place că cu un accent argintiu schimb tot outfitul, iar această rochie este semi-sport, având de-a face cu partea de sus, care este sport, 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 iar partea de jos, care este foarte, foarte feminină. Este o combinație ciudată, dar este o combinație care dă bine. Eu recent am purtat această roche peste o pereche de blugi și cu niște sandale Adidas și argintii. Și credeți-mă pe cuvânt că outfitul a fost bombă, chiar bombă, și m-am simțit și foarte bine în acel outfit. Această roche este destul de dreaptă și ți ascunde toate formele, cu toate că ea are aici un șnur de care poți să tragi, dar nu ți oferă foarte multă libertate și nu ți pune mare accent pe talie. În principiu o port sub formă dreaptă, o pot lua și peste un tricou alb, tot așa cu niște Adidas. Este o rochie pentru încălțări sport. Așa am văzut-o și așa am gândit-o. Pantaloni, de fapt o fustă pantalon 3 sferturi de la brandul japonez Tsumori Kisato. Mi s-au părut destul de ciudăței și cred că asta m-a și atras la ei. Avem și buzunare. Sunt foarte ciudate până și buzunarele, pentru că buzunarul ăsta poate fi undeva în spate sau poate fi undeva în față și pantalonii în sine sunt niște bermude. Sunt niște pantaloni care mi-au plăcut și totodată nu mi-au plăcut. Îmi place ideea de buzunare foarte mari și foarte adânci, dar în principiu dacă pui prea multe lucruri în buzunar, atunci pui volum pe partea de jos, ceea ce eu nu vreau să fac, așa că pentru mine de cele mai multe ori buzunarele sunt chiar în plus, pentru că eu niciodată nu folosesc buzunarele de la fuste, de la pantaloni, de la blugi și așa mai departe. Este pur și simplu nebunia mea și până la urmă ăsta este motivul pentru care car o geantă în fiecare zi cu mine, nu? Pentru a nu pune nimic în buzunare. Nu știu, din punctul meu de vedere, buzunarele pentru femei sunt în plus. Nu știu câte dintre voi folosiți buzunarele pe post de buzunare, pentru că eu nu folosesc buzunare pe post de buzunare, mai pun așa câte ceva gunoaie în buzunare, de exemplu niște bonuri sau niște hârtii, cam asta pun eu în buzunarele hainelor mele. Dacă o urmăriți pe Leonie Hane pe Off Couture pe Instagram, atunci cu siguranță ați văzut în garderoba ei pantaloni similari. Și sincer vă zic, în momentul în care am văzut acești pantaloni în magazin, gândul meu a zburat la ea și tocmai de aceea am zis ok, hai să le dau o șansă, cu toate că eu nu am purtat genul acesta de pantalon până produs, un sarafan fustă, o fustă sarafan. Ei bine, fustă sarafan, stați să înțelegeți, de fapt avem de face cu 2 în 1, pentru că putem purta acest produs pe post de sarafan cu spatele gol, aruncăm acest sarafan peste un tricou, peste o cămașă, peste o maletă și așa mai departe. Este un sarafan pe care îl putem purta atât vara cât și iarna și, să vă arăt aici un secret, avem niște nasturi și putem detașa partea de sus imediat, așa, și rămânem cu o simplă fustă.
Tocmai ăsta este motivul pentru care am zis că avem de-a face cu un 2 în 1. Îmi place foarte mult ideea de haine care pot fi transformate și pot fi purtate mai multe moduri și care au fost gândite să fie purtate mai multe moduri. Mi se pare că produsele astea au viață mult mai lungă. Din păcate, această fustă sarafan este puțin cam mult prea mare pentru mine, este mărimea L și o să trebuiască să mă ocup să o modific, dar ideea în sine mi-a plăcut la nebunie și tocmai de aceea nu am putut să o las acolo. Și partea de sus așa a rămas, pur și simplu o bucățică de material, o bucățică de material pe care nu o poți purta fără fustă. Să vă întreb care este produsul vostru preferat dintre toate aceste produse, multe, ia uitați, nici nu mă mai vedeți, sunt foarte multe și recunosc că am lăsat și mai multe haine în urmă, dar cu siguranță o să mai mergem la acel second hand înainte să ne întoarcem în România, pentru că aștept cu nerăbdare să bage un stoc nou de haine, iar asta pentru că ultima dată când am fost acolo aveau mai mult haine de iarnă decât haine de vară, așa că eu tind să cred că în curând o să vină un stoc nou și o să găsim și mai multe minunății. Și gata, aici se încheie vlogul de astăzi, noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog, bineînțeles nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja, mai ales dacă vreți să vedeți cum voi combina și cum voi purta toate aceste haine, atunci Instagramul este locul potrivit și da, noi ne revedem data viitoare, să aveți o săptămână minunată, v-am pupăcit, pa!